Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și la cerința unei doamne care este înscrisă pe canalul de YouTube, astăzi vom lucra împreună acest coșuleț în formă de inimioară. Eu de două zile încerc să încarc un tutorial pe care l-am pregătit de sâmbătă. Din cauza conexiunii foarte slabe la internet am ajuns două zile la rând la 99% și nu am reușit să-l încarc. De aceea astăzi voi veni cu acest nou tutorial, voi căuta un alt mod de a încărca, mă voi conecta pe router, pe telefon. Pentru a lucra acest coșuleț, după cum vedeți, el este destul de gros și destul de mare ca și dimensiune. Vom folosi firul Bravo. Firul Bravo este un fir poliacrilic. Această bobina are 50 de grame, măsoară 133 de metri, însă pentru coșuleți nu vom avea nevoie de două bobine, dar vom pune firul în două. Firul singur este adaptat croșetului numărul 3. Însă noi vom lucra cu croșetul numărul 5, pentru că, așa cum vă spuneam, vom pune firul în două. Fiind prezentate firele, vom avea nevoie apoi de foarfec și de acul pentru cusut lână. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm. Deci, cu firul în două, vom face primul ochi de lanț de început. Acesta nu îl vom lua în considerare. Vom intra și vom face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4 și cel de-al 5-lea. Apoi voi închide în cerc în primul ochi de lanț de la începutul rândului. De acum vom lucra în cerc. Voi face pentru început două ochiuri de lanț, după care voi lua firul de două ori pe croșet, voi intra în interiorul cercului și voi lucra un picioruș dublu înalt, din nou de două ori firul pe croșet, cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Va trebui să facem un total de 4 piciorușe duble înalte. Cel de-al treilea. Și cel de-al patrulea picioruș dublu înalt. Nu trebuie să vă preocupați, vor încăpea toate piciorușele de care este nevoie în acest cerc. Acum vom lucra 4 piciorușe duble, deci luăm o dată firul pe croșet și vom face 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, și cel de-al patrulea. Din nou vom împinge un pic toate aceste piciorușe pentru a face spațiu în felul acesta. Acum vom continua lucrând două piciorușe triple. Deci vom lua de 3 ori firul pe croșet. 1, 2 și 3. Vom intra în interiorul cercului și vom lucra aceste două piciorușe triple. Am realizat 1, acum pe cel de-al doilea după care din nou vom împinge un pic firele, vom continua lucrând din nou 4 piciorușe duble. 1, 2 3
cel de-al patrulea. Voi da un pic de parte de aici, vom împinge din nou firele și vom continua lucrând patru piciorușe duble înalte. Unu. Doi. Așa este că lucrez cu firul dublu. Cel de-al treilea. Iar acum voi face cel de-al patrulea piciorușul dublu înalt. După care voi face două ochiuri de lanț. Și voi închide cu un picioruș scurt în mijloc, în mijlocul cercului. Deci voi intra prin cerc și voi face un picioruș scurt în felul acesta. Acum, dacă vă amintiți, am început rândul cu două ochiuri de lanț. În corespondența celor două ochiuri de lanț, noi vom face două piciorușe scurte. Sper să vedeți, vom intra în aceste două ochiuri de lanț și facem două piciorușe scurte. După care vom continua lucrând în corespondența următoarelor trei piciorușe duble înalte, deci vom face câte un picioruș dublu înalt. Trebuie să fim atente unde intrăm cu croșetul. Aceste croșete sunt un dezastru pentru mine, eu foarte, foarte greu lucrez cu ele. De atâția ani și totuși nu reușesc să mă obișnuiesc. Am făcut primul picioruș dublu înalt. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Cel de-al treilea picioruș dublu înalt. Intrăm bine. Normal, pentru coșulețe ar fi ideal să folosiți acel fir tip cordon, însă eu nu dispun de acela. În cel de-al patrulea picioruș dublu înalt din rândul anterior, vom intra și vom face o mulțire. Deci vom lucra un număr de două piciorușe duble înalte. Fiu atentă să intru în corespondență piciorușului. Sper să nu fie un dezastru ceea ce. Primul picioruș dublu înalt. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. După care, în următoarele patru piciorușe duble din rândul anterior, vom face câte o mulțire. Deci, în primul picioruș dublu voi face două piciorușe duble. În următorul, din nou, două piciorușe duble. În următorul, din nou, două piciorușe duble. Și
și în cel de-al patrulea, din nou, două piciorușe duble. Acum am ajuns în corespondența celor două ochiuri triple. Și aici vom face în corespondența primului picioruș voi face două piciorușe duble înalte, ați văzut, am luat de două ori firul pe croșet. Cel de-al doilea. Voi merge mai departe, în următorul, voi face din nou două piciorușe duble înalte. Sper să mă lase să intru. Cel de-al doilea picioruș. Iar în următorul picioruș vom face din nou două piciorușe duble înalte. Trebuie să fim foarte atente să intrăm în locul corect, pentru că altfel vor ieși goluri. Este greu de lucrat cu firul dublu, eu știu, de aceea vă spuneam că cel mai nimerit ar fi acel fir tip cordon cu care se lucrează și genți, însă modelul în sine este același. Acum, vedeți, se formează inimioara. Ia uitați-vă. Acum voi continua și în următoarele patru piciorușe voi face câte două piciorușe duble înalte. Deci vom face patru înmulțiri. Avem prima, cea de-a doua, de treia mulțire vom continua cu cea de patra mulțire. După care, în următorul picioruș vom face două piciorușe duble înalte, primul, și în corespondența aceluiași picioruș îl voi face pe cel de-al doilea, cel de-al doilea picioruș dublu înalt, iar acum voi continua cu trei piciorușe duble înalte. Unu, doi, iar
iar cel de-al treilea picioruș dublu înalt îl vom face în corespondența celor două ochiuri de lanț cu care am plecat de aici, de la început. Vedeți? Intru în primul ochi de lanț de sus și fac un picioruș dublu înalt. Acum voi face din nou două ochiuri de lanț. Voi intra în mijlocul lucrării. Vedeți? Aici unde am făcut piciorușul scurt și voi face un picioruș alunecat. Am intrat bine? Nu? Vedeți că greșesc și eu? Chiar dacă... Așa, exact aici trebuie să intru și să fac piciorușul alunecat. În felul acesta, acum e bun. Vom trece la rândul următor. În cele două ochiuri de lanț cu care am început rândul, așa cum am făcut și la rândul anterior, voi face două piciorușe scurte. Două piciorușe scurte. După care, vom face în piciorușele duble înalte, în cele patru piciorușe duble înalte, vom face câte o mulțire. Deci, în corespondența fiecărui picioruș, vom face o mulțire. Voi intra în corespondența primului picioruș. Sper să mă lase. Firul este foarte gros în felul acesta. Deci avem 1. Cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Și am făcut prima mulțire. Vom continua. Cea de-a doua mulțire. Cea de-a treia mulțire. Și tot piciorușe duble înalte. Cea de-a patra mulțire. Felul acesta, ia uitați-vă că se formează, apoi aceste fire de aici, de mijloc, le vom ascunde. Și vom continua lucrând. În următoarele 5 piciorușe vom face câte o mulțire de piciorușe duble. Deci am luat odată firul pe croșet. Voi lucra primul picioruș dublu. În corespondența aceluiași picioruș îl voi face pe cel de-al doilea. Vom trece la următorul. Deci avem prima mulțire. Cea de-a doua, cea de-a treia înmulțire, cea de-a patra înmulțire, cea de-a cincea mulțire. Am încheiat cu aceste mulțiri. Vom continua lucrând 5 piciorușe duble.
Deci, în corespondența următoarelor 5 piciorușe, vom face câte un picioruș dublu. Și avem primul, cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea și cel de-al cincilea picioruș dublu. Acum am ajuns din nou în partea de mijloc. Iar aici vom lucra. Am luat de două ori firul pe croșet și voi face un picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași picioruș. Voi face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, din nou de două ori firul pe croșet, ne deplasăm către următorul picioruș și vom face un picioruș dublu înalt în corespondența aceluiași. Vom face cel de-al doilea picioruș dublu înalt, din nou firul pe croșet voi intra în cel de-al treilea picioruș, voi face cea de-a treia mulțire de piciorușe duble înalte. Deci am făcut trei mulțiri de piciorușe duble înalte consecutive. Acum voi lucra 5 piciorușe duble, normal. În următoarele 5 piciorușe voi face câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. Acum vom începe din nou seria de mulțiri. Vedeți că se formează inimioara. Și vom lucra în următoarele 5 piciorușe duble. Din rândul anterior vom face câte o înmulțire de picioruș dublu. Deci am făcut primul picioruș dublu în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea și am lucrat prima mulțire. Acum voi face cea de-a doua mulțire . Voi trece mai departe la cea de-a treia mulțire . Vom lucra cea de-a patra mulțire . Iar acum vom face ultima mulțire . Și vom continua lucrând câte două piciorușe duble înalte în corespondența următoarelor piciorușe duble înalte care ne-au rămas. Deci vom înmulți. Avem prima mulțire, cea de-a doua, deci acestea sunt piciorușe duble înalte.
Vom continua cu cea de-a treia mulțire. S-a dat și mâna acum cu firul, chiar dacă este gros. Iar acum voi face cea de-a patra și ultima mulțire de piciorușe duble înalte. Un picioruș dublu înalt, cel de-al doilea picioruș dublu înalt în corespondența acestui picioruș. Iar acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. 3 de data aceasta, voi intra în mijlocul lucrării și voi face un picioruș alunecat. Aceasta a fost inimioara, da? Acum noi vom începe să formăm coșulețul. Vom întoarce lucrul în felul acesta. Și în corespondența fiecărui picioruș vom lucra în tehnica backloop. Vom lua doar partea interioară, deci o jumătate de picioruș, partea interioară, și vom face piciorușe scurte. În felul acesta. Ați mai lucrat în tehnica backloop, știți cum. V-am arătat și în alte tutoriale. Deci, în corespondența fiecărui picioruș, vom face un picioruș scurt. Vom merge de jur împrejur în felul acesta. Vom fi atente. Să nu sărim niciun picioruș. Pentru că astfel vom forma partea care pornește în sus a coșulețului. Vedeți? E simplu. Aceasta este simplă. Partea cea mai simplă. Cu atenție. Eu văd greu pentru că în fața mea este camera. Trebuie să o lăs foarte jos pentru că în felul acesta reușiți dumneavoastră să vedeți ceea ce lucrez. Dacă aș ridica-o mai sus din nou, nu veți putea observa. Și vom continua singure până la capătul rândului. Acest rând de piciorușe scurte în tehnica backloop, după care vom continua. Nu mai este mult și vom încheia lucrarea. După cum vedeți, deja se formează, vedeți, partea înaltă. Uitați-vă bordura. Acum noi vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, am făcut piciorușe scurte backloop până la capăt, acum cu fir alunecat voi trece partea cealaltă, vom strânge în felul acesta cele două părți ale lucrării, așa. Iar acum voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe coroșet, iar acum voi intra în corespondența fiecărui picioruș și vom face piciorușe duble. Deci întreg rândul va consta în piciorușe duble. Cel de-al doilea
Și vom continua în felul acesta. Aici, după cum vedeți, la încheietură ne-au rămas aceste goluri. Nu vă preocupați, le vom închide în momentul în care încheiem lucrarea. Veți vedea că nici măcar nu se observă. Vom continua cu piciorușele duble, de jur împrejur. Cum vedeți, prinde contur coșulețul. Eu sper că reușiți să vedeți bine ceea ce lucrez. Acesta. Vom merge întreg rândul cu piciorușe duble. Lucrul merge repede la această parte pentru că firul este gros. Eu oricum să nu întâmpinați aceleași greutăți ca și mine, vă recomand să vă procurați firul cordon. Astfel veți reuși să lucrați mult mai ușor. Este și mai ușor de extras firul când este doar unul singur. Nu riscați să vă rămână un fir în urmă, să vă întoarceți din nou. Eu am, cum spuneam, aceasta am avut la îndemână. Nu am ieșit din casă de foarte mult timp, știți că am avut probleme cu virusul, am avut COVID, am stat închisă în casă și încă mai stau închisă, de aceea nu am reușit să ajung la magazin să-mi procur ceea ce îmi trebuie și nici să chem doamna să-mi aducă acasă, nu am vrut pentru că nu... încă este posibil să transmit microbul și de aceea am apelat la această metodă. Uitați-vă în felul acesta. Vom continua lucrarea noastră. Din nou, o întrebare foarte interesantă și la care vreau să răspund. O doamnă m-a întrebat ieri seară de unde procur melană. În cazul în care în magazinele de specialitate nu găsiți acele pungi cu melană, cumpărați perne umplute cu melană. Le puteți găsi în magazinele unde se vând lingerii, unde se vând plapume și perne, bineînțeles. Sau, dacă nu, în diferite alte magazine de specialitate, mercerie chiar. Eu cumpăr pernele aici din mercerie. Eu folosesc întotdeauna melană din acele perne. Este foarte, foarte bună pentru umplut lucrările amigurumi pe care le facem. Și astfel eu am răspuns doamnei respective și în scris, spun din nou, pentru cine nu știe, dacă nu găsiți melană la pungă, puteți cumpăra perne și folosiți melana de acolo foarte, foarte liniștite. Deci și această problemă este discutată. Apoi, un alt lucru care vreau să-l spun este să cer scuze persoanelor care îmi scriu pe Messenger. Practic, nu am timp să intru pe Messenger. Dumneavoastră știți foarte bine că eu ziua lucrez. Acum am renunțat la odihna de la amiază, chiar dacă sunt... trează de foarte devreme pentru a face acest tutorial
Și nu am cum să răspund, pentru că ar trebui să-mi neglijez serviciul și atunci, bineînțeles că fiii bătrânei de care mă ocup nu vor fi mulțumiți. Pentru mine croșetatul este un hobby, mie îmi place foarte mult să croșetez și de aceea am și creat acest canal de YouTube unde pot să arăt câte ceva din ceea ce știu eu, mai ales adresându-mă dumneavoastră, doamnelor începătoare. Pentru mine este o mare plăcere și o satisfacție când citesc mesajele de la dumneavoastră. Sunt mulțumită, sunt fericită. Eu, cum să spun, fiind aici, îmi petrec foarte mult timp singură, nu singură, cu bătrâna. Nu am prietene. Dumneavoastră sunteți prietenele mele, doamnele de pe canalul de YouTube, doamnele de pe grupul meu de lucru de pe Facebook. Și vorbind astfel, uitați-vă că am ajuns și la capătul acestui rând, iar aici, din nou, ia uitați-vă cum se prezintă, vedeți? Aici, din nou, voi închide cu un picioruș alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș pe care l-am făcut. Acum voi continua lucrând un rând de piciorușe scurte. Deci de jur împrejur voi face un rând de piciorușe scurte pentru a finisa bordul coșulețului. După cum vedeți, nu ia foarte mult timp. Deci eu practic nu m-am oprit deloc, n-am oprit filmarea, doar când am lucrat acel rând în backloop, în rest am lucrat totul împreună. În foarte puțin timp, în maxim o oră, dumneavoastră ca doamne începătoare, puteți realiza acest coșuleț. Deci nu este greu. Nu ia mult timp, firul fiind gros este și foarte spornic, doar că este mai greu de manevrat. Dar în momentul în care mâna s-a obișnuit, bineînțeles că lucrul va merge de la sine. Acest model de coșuleț practic mi l-am inventat, am plecat de la o inimioară și l-am adaptat în acest mod. Uneori îmi vin și aceste idei. Am dezvoltat modelul de inimioară, în modul în care să realizez coșulețul pe care l-a dorit doamna abonată. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că aveți răbdare și sunteți alături de mine. Vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, pentru cuvintele frumoase. Acestea îmi dau curaj să merg mai departe, în ciuda tuturor problemelor care sunt cu internetul, cu probleme de sănătate. În sfârșit, mergem înainte. Deci, comentariile dumneavoastră îmi dau o foarte mare liniște și mă fac fericită în același timp. De aceea eu vă mulțumesc foarte mult, chiar dacă uneori greșesc, pentru că, așa cum știți, a greși este uman. Nimeni nu este perfect pentru că nu suntem o mașină, nu suntem un robot. Și fiecare, chiar și la case mai mari, se întâmplă să greșim.
Așa cum spuneam, uneori mai greșesc, trebuie să aveți răbdare cu mine. Dacă vă place ceea ce lucrez pentru dumneavoastră, vă rog să dați un like, să lăsați un comentariu. Acestea sunt foarte mult de ajutor. Practic, așa cum spuneam și mai devreme, îmi dau curajul să merg mai departe. De aceea eu fac cu plăcere tutorialele pe care, drept să spun, de multe ori sunt mândră că reușesc să le realizez. Pentru că, așa cum vă spuneam, dumneavoastră toate sunteți acasă în România, eu sunt aici singură, chiar și administratorii sunt în România. Editorul meu este în România, eu sunt singura aici și, așa cum spuneam, sunt într-un fel mulțumită de ceea ce am reușit să realizez. Vorbim cu dumneavoastră, uitați-vă că am ajuns la capătul rândului, aici voi face ultimul. Mă voi uita cu atenție să văd dacă este ultimul picioruș scurt. Cred că da. Așa. Da. Suntem la capăt. Acum eu voi scurta firul. Voi încheia rândul. Vom lăsa firul un pic mai lung. În felul acesta. Voi încheia rândul în mod normal și acum, așa cum vă spuneam, această parte de aici unde este acel mic gol, noi o vom închide. O vom închide cu acul. Veți vedea că nu este greu. Voi lua un fir. Și voi intra, sper să reușesc să-l pun din prima. Așa. Acum voi întoarce coșulețul pe această altă parte, voi aluneca cu acul. Până în corespondența, vedeți, acestor piciorușe. Aici, practic, vom închide lucrarea. Acum, vedeți, voi lua și de o parte și de cealaltă. Voi închide în felul acesta. Eu am încercat și o altă modalitate, însă nu se aranja bine, de aceea am rămas la această idee. Vedeți? Închidem totul, nu se vede nimic, poate la început ați gândit ce se întâmplă acolo, de ce se vede așa. Uitați-vă, punem totul în ordine, apoi vom intra și partea aceasta. Vom coase și aici, pe din afară, în felul acesta. Acum voi ascunde firul, voi pierde undeva de desubt. Acesta îl vom scurta. Capetele de fire le strângem, așa cum vă spun întotdeauna, pentru că ne vor ajuta să umplem jucăriile noastre amigurumi. Vom închide acum lucrarea.
mâncarea cu totul. Am pus acest al doilea fir. Cu acesta voi da aici un punct 2. Deci, acesta. Nu este nevoie de mult. Dacă dăm două puncte, fixăm acest colțișor. Apoi cu firul vom merge și îl vom ascunde și pe acesta. Eu sper foarte mult să vă placă această idee de coșuleț. Mi-ar face plăcere să văd în comentariile dumneavoastră că v-a interesat, că a fost ceva ce vă atrage. Voi ascunde și acest capăt de fir, după care ne-au rămas doar firele din mijloc, pe care trebuie să le ascundem. Aici voi tăia firul. Deoparte, iar acestea, după cum vedeți, voi scoate aici în spate și le voi ascunde și pe ele un pic cu crușetul. Voi lăsa deoparte. Voi intra undeva, într-o parte, unde găsesc un pic de loc liber și le voi ascunde și pe ele. Greu se intră cu acest croșet, sunt atât de nefericită cu ele, nici nu reușiți să vă imaginați, pentru că mă împiedică foarte mult în lucru pe care trebuie să-l desfășor. Deci pierd timp doar din cauza croșetelor. Deci puteți lăsa la început firul un pic mai lung, să-l puteți ascunde bine. Vom scurta și acest capăt de fir. Acum vom aranja coșulețul în felul acesta. Vedeți? Și coșulețul nostru inimioară este gata. Acum dumneavoastră puteți pune înăuntru câteva bombonele, puteți pune o floricică, puteți pune ceea ce ciocolățele, ceea ce doriți. Eu sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat. Sper că veți scuza cele câteva mici greșeli de la început, până când am reușit să intru în mână. Sunt Tatiana Andrieș, vă iubesc, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Și vă aștept în continuare cu like-uri, cu comentarii, cu idei, cu dorințe despre ceea ce ați dori ca eu să mai lucrez și vă urez o zi frumoasă, la revedere și spor la lucru tuturor!